O, Doamne, Tată, te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc că ești Domn, Dumnezeu, Stăpân și Creator, glorie ție. Te laudăm, te slăvim și îți mulțumim pentru tot ceea ce ești Tu și tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi. Te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ești Tu și tot ceea ce ai făcut și faci pentru mine și familia. Glorie ție, de aceea îmi pun viața, viitorul, familie, cauzele în mâna Ta și proclam biruința și puterea Ta cea mare peste ele și cred că Tu vei lucra și numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Te laud, te ador, te slăvesc și îți mulțumesc pentru Domnul Iisus Hristos. O, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, îți mulțumesc că ai murit pe crucea din Golgota pentru mântuirea oamenilor. Îți mulțumesc că în planul Tău de mântuire m-ai cuprins și pe mine în păcătos. Că iartă-mi toate păcatele, curățește-mă în Sfântul Sfânt, curs pe crucea din Golgota. Și ajută-mă, Doamne, să nu mai păcătesc, să nu mai tristesc fața Ta, ci să trăiesc o viață de biruință cu Tine și prin Tine. Să cresc în asemănarea cu Tine, să fiu blând și smerit cu inima ca Tine, să iubesc cum ai iubit Tu, să iert cum ai iertat Tu, să mă dăresc semenilor cum Te-ai dărit Tu, să trăiesc o viață de curățenie, de sfințenie, spre slava Ta, sub călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Amin. Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos ne-ai creat pentru Tine. Speranță ne-ai dăruit, toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești veșnic, Doamne, numai Tu ești minunat.